O bătrână în vârstă de 68 de ani a fost adusă miercuri 22 februarie în jurul orelor 12:45 la centrul de primiri urgențe în stare deosebit de gravă din cauza unui șoc anafilactic, respectiv o reacție alergică severă de hipersensibilitate din cauza consumului unei felii de pizza. Medicii urgentiști au trecut la resuscitarea pacientei și la stabilizarea acesteia, bătrâna fiind ulterior transferată în secția de dermatologie a Spitalului Municipal Roman pentru continuarea tratamentului. Pacienta a fost adusă la CPU cu stare generală gravă, cu tensiune nemăsurabilă, cu tegumente transpirate și edem al limbii, al buzelor. A fost stabilizată în compartimentul de primiri urgențe. I s-a administrat tratamentul necesar și a fost internată pe secția de dermatologie a Spitalului Roman pentru continuarea tratamentului. Dar cum se poate de la o simplă, de la un aliment să facă așa ceva? Păi de la aditivi alimentari, nu atât de la alimentul în sine, cât de la conservant și aditivii folosiți în alimentația. O asemenea întâmplare dramatică demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că în zilele noastre ne alimentăm din ce în ce mai prost, că alimentele pe care le ingerăm conțin din ce în ce mai multe toxine provenite fie din aditivi alimentari folosiți în exces, fie din pesticidele cu care sunt tratate legumele și fructele pe care le consumăm.